asta trebuie. Aici nu va fi intrare, cum mai trebuia o investiție. Da. Cam câte erau? Nu e vorba de cât era, ci proiectantul, nu există acvaparcuri, cel puțin în România, cu mai mult de o intrare, pentru a putea fi totul controlat. Prin urmare s-a luat decizia unei singure intrări. Păi s-a închis un drum public la acolo. Absolut deloc. Scările nu sunt drum public. Drumul public duce dintr-o zonă publică într-o altă zonă publică. Asta este... din parc în... Și apropo, aici fiind plaza Dunărea, unde este Dunărea? Dunărea este acolo din Șenalul. Adică nu s-a pus problema unei amenajări, unei plaje și la Dunăre aici, dacă tot e plaja Dunăre? Știți la fel de bine ca și mine, dacă nu cumva mai bine ca mine, că partea de Șenal și de zonă de inundare nu e a primăriei, ci este a celor de la Apele Române. Prin urmare, nu poți face. Dar nu poți face investiție decât pe ceea ce este domeniul public. Păi, da, până acolo, până exact, exact unde este limita, acolo se termină proprietatea municipiului Galați. Da, mai sunt plaje făcute la malul râurilor. Și ce le spune gălățeilor vis-a-vis de prețul investiției? Este un preț corect. Dar știți că există un acvaparc aproximativ la Tunăpăr la Făgăreaș făcut cu un milion jumătate de euro? Mi-e greu să cred că vorbim de aceleași investiții. Mi-e greu să vorbim de aceleași investiții. Are mai multe bazine și mai mari. Ok. Pentru cei ca dumneavoastră, duceți-vă acolo. Dar doar pentru cei ca dumneavoastră. Adică cititorii noștri s-au luat. Nu, sunt foarte puține. Și de obicei suntem tot noi, vedem ce tâmpenie mai scrie.